Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încă un semn al neîncrederii românilor în stat, de când a fost legiferat bacșișul cu impozitarea aferentă, că asta înseamnă legiferare în statul român, adică de 5 luni încoace, la buget au ajuns doar 6 milioane de lei. Noi. Adică de aproape 16 ori mai puțin decât suma estimată de Ministerul de Finanțe pentru această perioadă, 6 milioane în loc de 95. Statul a zis, gata, impozităm bacșișul, facem o estimare, o să încasăm 95 de milioane în 5 luni. Au încasat 6 milioane. Și mai mult de jumătate din aceste plăpânde de 6 milioane de lei vin din București. 3,2 milioane de lei. Adică impozit reținut și virat de barurile și restaurantele din capitală. La polul opus, județul Vaslui. În 5 luni, statul a încasat în Vaslui, din impozitul pe bacșiș, pe bacșișurile lăsate în acest județ, 2583 de lei. 517 lei pe lună. Bun. Bacșiș raportat legal în județul Vaslui. Acolo cred că e la mijloc cumva. Eu nu cred că se dă prea mult bacșiș în posibil Vaslui. Să fie, nu știu, habar n-am. Deci sub 10.000 de lei au fost plătite ca impozit pe bacșiș în perioada ianuarie-mai în 9 județe. În afară de Vaslui mai sunt Salaj 3.300, Vrancea 4.400, Tulcea 5.400, Satul Mare, mă rog, nu mai zic și cifrele, Satul Mare, Ialomița, Caraș-Severin, Giurgiu și Buzău, sub 10.000 de lei în aceste 5 luni, a calculat publicația profit.ro. Și lideri sunt București, 3,2 milioane de lei, Cluj 431 de mii, Ilfov 317, Constanța 311 și Brașov 251. Bun, e clar că județele astea unde s-a, și capitala, unde s-a plătit impozit pe bacșiș mai mult, sunt locuri în care sunt multe cărciumi, activități turistice și așa mai departe, da, restaurante, lucruri de genul ăsta. Pe de altă parte, să fim serioși, și în Vaslui, Sălaj, Buzău, Ialomița, Caraș, Giurgiu, Tulcea și așa mai departe, sunt și acolo cărciumi. Și întrebarea mea este, adică senzația mea, există o opoziție față de ideea de a plăti bacșiș pe bonul fiscal, pe care eu sincer nu o înțeleg. Adică n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Las bacșiș la chelner, la tunz, adică n-am nicio problemă să dau niște bani. Știu că oamenii au salarii mici și trăiesc și din bacșișul respectiv. Dar dacă există posibilitatea să dai legal banii ăștia să fie plătiți și impozit, de ce să nu o faci? Adică de ce n-ai face asta? Care e problema? Adică banii pe care eu îi câștig sunt toți impozitați. Mie nu-mi dă nimeni bani cash în mână, bani negri. Dacă eu plătesc taxe, de ce altul să nu plătească dacă ar putea să plătească? Am înțeles, dacă nu era legiferat, asta e, nu e legiferat, la revedere. Bă, dar dacă e legiferat, de ce nu plătești? Păi și plătesc taxe, stai puțin, că plătesc taxe pe salariul pe care îl încasează la restaurantul, frizeria sau, mai știu eu, patronul. Da, unde eu este nu vorbesc angajat de salariu. Eu vorbesc de banii câștigați în plus. Păi asta zic, el plătește taxe la salariu ca și tine. Tu vorbești de bacșiș. Bacșișul e bacșiș. Nu înțeleg. Avem aceeași discuție pe care am avut-o și când s-a introdus chestia asta. Ce e bacșiș? Nu există opțiunea legală să... Ți-am mai zis că e dublă impozitare. Plătești tu deja impozit pe el. De ce să plătească și următorul? Înțelegi? Așa și eu, banii pe care îi încasez pe factură, cineva a plătit taxe pe ei. Păi da, dar e factura ta. Dacă îți dă cineva ceva în plus... Deci tu ești pentru plata de bani la negru în țara asta. Nu sunt pentru plata de bani la negru. Dar bacșișul de asta e bacșiș, e un cadou acolo. Eu așa-l înțeleg. E un cadou? Da. Lăsați cadourile să fie cadouri. Da. Asta e. Eu așa-l înțeleg. Dar în țările civilizate unde se pune bacșișul pe... Nu în toate dar se pune. Dar și la noi se pune. Păi da. Am văzut acolo, scrie jos. Păi... bacșiș recomandat. 10%. Da. Și poți să... Cum, sigur, nu te obligă nimeni. Adică poți să nu plătești nimic dacă nu vrei. Poți să-i spui prietene, nu-ți adică las. Adică ei mi-apar pe bon. Eu le las băiatului niște bani. Treaba lui mai departe cum se descurcă cu bonul ăla, că mie nu, eu nu stau să-mi dea chitanță să o iau acasă sau... Păi nu-ți dă, mă, nicio chitanță, îți dă bonul, da, de la și masă. Și băiatul ăla e cinstit 100% și se duce și pune pe bon bacșișul. Și cred că așa fac cei mai mulți oameni. Nu mai eliberează un nou bon. Păi și atunci care e... Tu când plătești cu cardul... Procedura. Păi procedura este că ele ți eliberează bonul fiscal cu ce-ai consumat tu. Când plătești cu cardul. Da, și după aceea, la final, spune și dacă vreți, vreți să lăsați în plus? Și tu spui da, vreau să las, dacă punem cazul. Da. Că dacă nu, nu s-a încheiat acolo. Și el te întreabă cât. Și poți să-i spui o sumă
sau poți să-i spui procentual, habar n-am. Și el adaugă, adică dacă ai consumat de 50 de lei, poți să-i mai lași, să zicem, 5 lei. Și el pune acolo încă 5 lei. Plătești. Ăsta este un impozit care se o încasare care se raportează legal, se impozitează, patronul vede ce bani au intrat sub la categoria de bacșiș și dă banii chelnerului în felul ăsta. Și toată lumea e fericită, statul e fericit, eu sunt fericit că am plătit niște bani în plus omului. Și asta e și omul e nefericit că l-a stat atunci 15%. Da, bă, dar nu trebuie să, adică nu te spune dacă există posibilitate legală, de ce te opui? Nu mă opun. Serios că nu înțeleg. Eu nu mă opun. Eu zic cum e, adică cum văd eu lucrurile. N-am nicio problemă. Știu exact despre ce vorbești și toată procedura pe care ai explicat-o, am aplicat-o și mi s-a întâmplat și am și lăsat genul ăsta de bacșiș, ca să-i spun, direct pe bon. Pentru că așa cum spune Luca, restaurantele acum îți recomandă. Da, recomandă. Când îți aduc, îți dau două, trei variante. Așa, da. Afară. Da. O alegi pe cea mai mică. Nu, o alegi pe cea pe care dorești să o așa și o plătești. Noi însă îi surprindem cu cash. Este aici ca și, e ca și aia cu centura de siguranță în spate. Da. Bă, dacă zice legea, în primul rând că legea zice, cum să spun, că nu zice în rând că e, în primul rând că e sigur, acolo e altceva. Da. În primul rând că e un... Dar, m-a întrebat un taximetrist acum două săptămâni. M-am urcat în spate, eu port centură peste tot, și în spate, și în față n-am probleme. Și în spate căutam ca prostul centura, nu era sistemul de prindere. Lipsea sistemul de prindere, înțeleg? Adică nu că era greu de scos. L-am întrebat pe ăla, mă vede, zice, ce faceți? Mă vede retrovizor, păi zic, vreau să-mi pun centura. Păi nu mai, că le-am scos. Zic, de ce? Păi zice, ce rost are? Păi zic, cum? Și eu prost. Zic, păi legea, zic, tâmpitul de mine, că loc puteam să spun, păi zburăm pe aici în caz de ceva. Legea face. Păi și ce, ai văzut tu că poliția rutieră oprește pe cineva și dă amendă că n-ai centură în spate? Păi și n-am avut ce să-i spun, că da, din punctul ăsta de vedere, n-am văzut niciodată poliția rutieră. Dar mai știi? Da, mai și mie mi-a zis un șofer odată că zice, da, suntem în oraș. Și ce dacă în oraș nu se aplică legile fizicii? Adică, serios. Și adică, ce poate să se întâmple? Ați deviat de la subiect. Asta e o măsură de siguranță. Tu vrei să protejezi, de fapt, chelnerul, să nu plece cu cash acasă, să nu-l atace cineva sau ce. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.